Menționez că toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de raportul de aprobare al inițiatorului, raportele despre securitatea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizele consultative ale politicilor în cazul copiilor locale. Doamna președinte, vă rog, vreau citire proiectelor de hotărâre. Mențiunea că vom aproba procesul verbal al ședinței din 14, acum și pe cel din 25 noiembrie. Da. Ordinea de zi a ședinței ordinare din 16-12-2021. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 25-11-2021 și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Helegiu din 14-12-2021. Proiectul de al treilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și al altor taxe locale pentru anul 2022, inițiator primar Enea Nicul Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivel OAT Helegiu, inițiator primar Enea Nicul Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de sanitizare pentru anul 2022, taxa aferentă utilizatorilor serviciului public de salubrizare, casnici și non-casnici, conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor actualizat. Inițiator, primar Enea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pe care îl va percepe serviciul public de salubrizare Helegiu de la persoanele fizice și juridice pentru prestarea activităților de colectare, transport și depozitare deșeuri solide. Inițiator, primar Enea Nicu Ciprian și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021 și completarea listei de investiții, inițiator primar Enea Nicu Ciprian și la 8 avem diverse. Voi supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare, întâi ordinea de zi. Doamne. Cine este pentru, cine se abține și împotrivă? Voi propune aprobării procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 25-11-2021 și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 14-12-2021. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Da, o să trec la punctul 1 de pe ordinea de zi. Și anume proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și altor taxe locale pentru anul 2022, inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Da, aici o să vă dau eu câteva detalii. Taxele și impozitele pentru anul 2022 au fost majorate cu coeficientul de inflație, respectiv 2,6%. În afară de această creștere, au mai fost introdusă o taxă nouă, și anume o taxă de eliberare certificat fiscal în regim de urgență, și s-a majorat taxa pentru apă cu 1 leu și taxa pentru salubrizare tot cu 1 leu. Adică, cum în anexa 8, în alte taxe, la taxă consum apă pe Delen Drăgugești, era 4 lei, am făcut-o 5 lei. Pe metru cub, da. Taxa de consum apă plus canalizare, acolo unde este canalizare, de la 5 lei pe Delen Drăgugești s-a făcut 6 lei. Iar taxa consum apă plus canalizare pe Helegiu, de la 16 lei pe lună pe locuință, la 17 lei. Și asta este singura modificare. Iar taxa de eliberare unui certificat fiscal de urgență, 15 lei. Adică ce înseamnă de urgență? Adică îl vrei acum pe loc. Deci ce ar însemna să nu vrei pe loc? Înseamnă două zile. Cât? Două zile? A doua zi. Ha. Termenul 1. Nu, mă gândeam, pe la în alte părți se eliberează un mod normal în două zile. În
Păi da, poate. Ziceți. Nu sunt de acord cu Maria Tarzovată, pentru că dată rău nu stăm prost goapă. Da, nu să mai stăm prost. Păi dar nu, dar întâi trebuie să vină producția, după aia îți plăie. Eu așa nu sunt de acord. Deci canalizare, turismul își prează, nu, dar nu sunt bunos, ceva aia. Deci turismul proiect, ceea ce nu avem. Ce opinia mea, domnule, este altceva. Nu pot să o facă, dacă aș putea să o facă, aș face, dar nu se poate. Deci ar fi de acord să fii și după aia să plătim. Dar odată cât nu există și nu ne putem folosi, eu la apă cred cu ruginerul, cred că să-i schimb. Cheltuiel, dar cheltuiesc guvernul, nu-i dă bani, ce faci? Îi dă tot mereu, zice, bani de canalizare, bani de apă, apă potabilă. Cine este pe aia, zi-o? Băi, mai vreau să-mi dea și-o. Deci să ne luăm, vreau să mă lămâriți pentru mine. Cu certificatul ăsta fiscal. 15 lei e pe loc sau a doua zi? Pe loc. Pe loc. Regim de urgență, asta se da. Am înțeles. Până spuneați că a doua zi și lasă la mână la portare. 10 minute până okay, bine. La a doua zi e un regim bun. Așa. Cine este pentru? Pentru Mărie sau Mișoare? Și a... pentru proiect. Pentru aprobarea proiectului. Proiectul este Mărire, nu se spune că proiectul este Mișoare. Cine este? Cine este pentru aprobarea proiectului? Cine se abține împotrivă? 3 abține, da? 4 abține? Eu am, dar pentru care n-am. Eu n-am. Și încă cineva? A, nu-i. Nu-i de aici, nu-i corect. Nu-i corect. Nu-i corect. Nu-i corect. Nu-i corect. Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivel UAS, cum naște legii. Inițiator, primar, Enea Nicuci Prian. Potrivit legii 307 pentru apărarea împotriva incendiilor, primarul asigură elaborarea planului de analiză și acoperire a riscului și aplicarea acestuia, iar conform articolului 13, Consiliul Local aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor pentru unitatea administrativă teritorială ce o reprezintă și stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia. Planul de analiză și acoperire a riscului cuprinde riscuri potențiale dintr-o unitate administrativă teritorială, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. La nivelul unității administrative teritoriale s-au identificat riscuri de inundații, riscuri de cutremură și alunecări de teren, muniție neexplodată, incendii și cam atât. Da, cine este pentru aprobarea proiectului? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2022, taxa aferentă utilizatorilor serviciului public de salubrizare casnici și non-casnici, conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, actualizat de inițiator Enea Nicu Ciprian. Sunt discuții, sunt discuții pe baza acestui proiect. Deci se aprobă această, în 2019 a fost aprobat de către Consiliul Local planul de evoluție al taxei pe care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău le percepe taxele pe care le percepe la nivelul județului Bacău, respectiv taxa pentru populația municipiului Bacău, pentru mediul urban și mediul rural, pentru agenții economici din municipiul Bacău și din restul județului. Noi nu aplicăm aceste taxe, dar le aprobăm în calitate de membri fondatori al asociației. Da, practic nu ne privesc. Nu ne privesc, dar prin acela orice membru trebuie să aprobe. Da.
Deci, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu se abține nimeni, da? Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pe care îl va percepe pe Serviciul Public de Salubrizare Hilegiu de la persoanele fizice și juridice pentru prestarea activităților de colectare, transport și depozitare de deșeuri solide. Inițiator, primar, Energicul Sfântul. Da, și aici e interviu majorare de la 6 lei la 7 lei pentru persoanele fizice pe lună și de la 35 de lei la 40 de lei pentru societățile comerciale de activitate pe lună. Sunt discuții? Pe ansamblu, care este procentul în care se reacționează taxe? Că s-a mai făcut ceva. Știu că taxele se cred, taxele speciale. M-am spus la cuvânt. Am întrebat și am luat la cuvânt. Nu e nicio problemă. Da. În general creștem taxele pentru că nu avem o colectare bună a gradului de încasare, da? Și nu facem față cheltuielilor care presupun acest serviciu. Cât la sută din aceste taxe speciale care le avem se încasează? Procentual? La serviciul de salubrizare nu este taxă, este un tarif pe care trebuie să și-l aprobe, un tarif pe care îl aprobă și verificarea RSC-ul și se percepe de la populație. O parte din contractele populației sunt direct făcute cu serviciul public de salubrizare. Este vorba de acel tarif pe care serviciul percepe direct cetățenilor care are... Cum se încasează procentual? Am jumătate din ele momentan. Aici e problema. O să stăm mai bine imediat, dacă am văzut la două din lemn, eu o să reușesc în casă mea. Da, dacă se trebuie să ia la păstă. Nu se ia la păstă. Păi se ia ca să aibă, trebuie să dea. Da, de ce zic? Se dă și să ia la păstă. Da, e mult așa. Și la aia care nu ia lemnii? Nu. Nu se mai atrage. Aia trebuie să nu se plătească. Și ei care nu au posibilitate imaginea. Și ei trebuie să o subliniez. Este o problemă articunoscută. Că mulți din beneficiarii acestor servicii se eschivează și nu plătesc. Fie că e vorba de apă. Da? Spunea domnul consilier că nu suntem pentru majorarea tarifului la apă. Dar să nu uităm că apă o plătesc cei care o consumă. Absolut. Cei care nu consumă nu o plătesc. Deci dacă nu e apă, nu plătești. Da? Da. Deci problema este că cei care beneficiază de aceste servicii, în primul rând, parte dintre ei, în procent semnificativ, se eschivează. S-au mai făcut ceva în sensul ăsta, s-au venit cu tot felul de pretexte, că am fost plecat, că n-am fost apa, că n-am bani, că nu știu ce. Totuși, stăm foarte prost la colectarea acestor taxe speciale și atunci suntem nevoie să le creștem. De asta spun, haideți să facem un pic și... Nu, de crescut nu ne-am crescut din cauza asta. Și inflația, și inflația, că este temei legal. Drept dovadă... Asigurarea la mașină. Da, spuneați acolo în expunerea de motive. Am discutat în ședința anterioară problema asta. Spuneați acolo în referat, în raportul de specialitate, cel puțin la serviciul de salubritate, că ar trebui să se încaseze de la 5200 și ceva și se încasează de la 3000. Da, cam așa este. Deci mai sunt mai populații care ar trebui să încheie contract de salubrizare cu serviciul. Dar de aia noi am intervenit și aveam acea taxă de salubrizare aprobată din costurile și taxele noastre, ca să facem așa fel încât cei care nu vor să încheie contract de salubrizare să le impună din oficiu acea taxă. Și care este mai mare cu un leu. Da, asta spus, am întrebat de datele colectare. Și atunci se debitează din oficiu. Nesemnificator. La taxe și impozite. La taxe și impozite ale primăriei. Ceea ce am spus eu luna trecută și s-a găsit o soluție în ședința precedentă. Da. Supunem aprobării. Cine este pentru? Împotrivă, nu se abține. S-abține. Adică noi cu magazinul, dar trebuie să ne abținem. Păi asta, noi nu suntem în conflict de interes? Nu. Nu? Nu. Pentru că nu sunteți, domnule, nu avem niște societăți pe numele dumneavoastră. Deci ce conflict de interes sunt dumneavoastră, dacă nu aveți? Nu este administrator, dar au interes. Noi toți avem interes, și noi, de persoană fizică, unii crești. Cine mai? Au interes? Păi asta e. Dar și noi de la vaccine? Da. Sorry, tu? Sorry, tu? Nu. Nu.
Mai putem să acum nu. Toți mai mult sau mai puțin. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021 și completarea listei de investiții, inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Da, aici s-au centralizat cererile pentru ajutoarele de încălzire. A rezultat o sumă de aproximativ 825.000 lei. La începutul anului am prevăzut în buget 120.000 de lei, cum fusese cu un an în urmă. Am constatat că creșterea este foarte mare față de anul precedent și trebuie rectificat bugetul. Banii o să-i primim de la AJOC, în care vom primi banii, trebuie să ajungem pe buget ca să putem să îi ridicăm și să îi dăm populație. Asta odată. Printr-o altă adresă primită de la AJPP Bacău, am mai primit 27.000 lei pentru TVA privind cheltuielile descentralizate. Dar în afară de asta mi-au mai luat 10.000 de lei de la ajutoarele numerat, ajutoarele din încălzire care erau pe legea 416, că nu se mai dau. Nu se mai dau de primărie. Mi-am luat 14.000 de la achitudinile sociale și astfel mi-au pus 7.000 de lei la ajutoare sociale la CES, la școală, și 44.000 la bulțe. Cam asta e. Și se suplimentează lista de investiții, dar fără finanțare. Doar o poziție în lista de investiții cu înființare stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice, comunitățile. Se pare că la începutul anului se vor achiziționa autobuze școlare electrice. Și cei care au în lista de investiții sau un proiect, deci aceste două stații de încărcare mașini electrice, vor avea punctaj mai mare. Și am anticipat și s-a introdus pe lista de investiția ce trebuie. Da. Asta e în condițiile care se vor cere în momentul în care se vor face distribuția de autobuze. Clar, așa și normal. Cine are o stație genul ăsta va primi. Iar dacă așa stau lucrurile și merg intenția asta, nu ar fi bine să fie un pas înainte. Lucru care oricum se va întâmpla, vor fi. Două aspecte vis-a-vis de stația asta electrică. O punem în lista de investiții, dar nu știu dacă este normal să nu bugetăm măcar 2.000 de lei, să spunem, pentru studiu de fezabilitate. Adică, o punem în listă fără niciun buget, nu știu dacă este ok. 5.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate și să o treceți la ce? O treceți pe lista de investiții? La ce? La execuție, la proiectare, la SF? Unde ați trecut-o? La execuție. La execuție. Cred că ar trebui să o și bugetați cu o sumă. Este bugetată pentru studiul de fezabilitate, că nu costă un studiu de fezabilitate pentru o stație mai mult de 5.000 de lei, 2.000-3.000, nu știu, zic. 1, 2. Referitor la rectificarea bugetului, eu n-am înțeles. De fapt, rectificăm niște sume pe care nu le avem? Ba, da. Ele sunt, de exemplu, ajutoarele din încălzire. Sunt comunicate. Sunt comunicate, că n-am văzut în preadul vreo adresă prin care se comunice că au fost girați bani sau că urmează. Nu, urmează să fie girați bani. Urmează. Dar e o adresă, e un mail, practic, primit de la joc, în care au sunt niște pași pe care centralizarea cererilor, comunicarea lor, comunicarea ședinței de rectificare, după care primim banii săptămâna viitoare. Da, și deci rectificăm înainte de a primi. Înainte de a primi, că nu va mai fi timp fizic să-i primești. Ah. Adică după ce îi primești, s-ar putea să, până facem ședință, până când, s-ar putea să nu mai avem timp este să... Este de timp fizic, eu chiar nu știu, dacă este ok. Nu, dar așa făcut în fiecare an. Nu știu că se primeau adresele, se primau adresele, se comunicau de la Direcția de Finanțe adresele cu sumele și se invocau adresele în preambul și se rectificau. Bine, doi. Cât spuneți că sunt ajutoarele de încălzire? 745, 800? 825.000, dar am mai avut un buget prins la începutul anului. De-aia n-am rectificat cu toată suma. Am rectificat cu 745 până la nivelul creditelor necesare pentru a ajuta bani. Și pentru cei de la ajutarele sociale cât reprezintă? Sunt introduși, nu au mai fost făcute liste separate.
sunt în, în banii aceștia, pentru că nu mai sunt bani de la, de la bugetul local și acum merg total. Toți vin de la Agri prin TVA pentru descentralizare. Nu, pentru că mie mi se pare foarte mult. Mi-am avut 10.000. Foarte mult ajutoarele, pentru că cuantum s-a ajuns până la 2023 de lei. Adică 850.000 ajutoare doar încălzire. Da? 25.000. Da. Doar încălzire, ca să nu mai spun 1 miliard, că ea spune cineva că nu știu ce crede. Deci 8 miliarde și ceva avem încălzirea. Bun, ok, ceea ce... Dar merg dreptul beneficiar. Da. S-a ajuns la 57 de persoane pe ajutor, cu ajutoare sociale? Domnul Vice, că știu că aveți un răspundere. Nu, 57. Cum? Da. Păi sunt 57. Adică 57 de beneficiari de ajutoare sociale avem? Da. Da, da. Poate ni prezentați și nouă într-o ședință să-i știm, vă rog frumos, am înțeles. Nu știu, când era vorba de muncă, spuneați că nu aveți ce să faceți treabă, dar uite că a crescut destul de mult. De păcate de cam toți sunt șumbrezi. Haideți să-i cunoaștem și noi să vedem cât sunt șumbrezi, cât sunt tine, cât pleacă. Da? Ai știți, doamna, ce am aprobat planul de măsuri. Păi nu sunt mai mult, tot cei care erau și înainte. Deci în luna ianuarie se aprobă programul de activități pe care îl depășoară beneficiare de GIPA 116 și în referatul de specialitate o să primiți beneficiarii și care sunt apt de muncă și... Care sunt scutiți? Da, da. Dar nu ne facem tot plouă. Ce e cu copii în 2007 nu domnule, doamna secretar vă poate confirma, era vreo 17 când eram eu primar, pe asta mă trapează, de la 17 la 50, la 57. Păi nu, dar 57 ați trecut în... Și dacă e îndeplinirea de condiții, ce am putea să facem? Aici am vorbit că nu vreau pe timpul 50. Nu, nu, imediat. Zic eu aici vorbesc de titlul 57, ca să se numește. Ca să fie social. Dar nu la timp. Nu, sunt vreo 30. Referea 30 ceva era. Erau, da. Vreo 30 ceva erau. La fel, câți erau și mai întâi? Da, 53. 53? Cum am mărit? Da. Am întâlnit unul era sau două. Ori 3? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Nu vă dă seama în ăsta. Nimeni. Atunci, ceva la sfârșit de an, ne mai fiind de alte discuții de clar întinse lucrările ședinței ordinare, vă mulțumesc și vă doresc să vă dor fericit și binecuvântare.